În această perioadă, la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara se derulează ample lucrări de reabilitare pe un proiect cu finanțare europeană. Pe lângă acestea, Primăria Hunedoara, care are în administrare monumentul medieval, intenționează să amenajeze o zonă de agrement și să implementeze și alte proiecte privind Castelul Corvinilor. Știm cu toții că reabilitarea castelului nu a încetat niciodată. Zeci de ani de zile s-a tot lucrat și se lucrează în continuare, pentru că și acum se lucrează pe un proiect pe fonduri europene la Castelul Corvinilor, încă din mandatul trecut al meu de primar. Am spus, haideți să gândim dacă există posibilitatea, un mega proiect pentru castel, să încercăm să luăm fiecare componentă din Castelul Corvinilor, inclusiv de mobilier medieval, și să-l transpunem sub forma unui mic proiect. Adunate toate însemnează undeva la 10 proiecte. Aceste proiecte, printre care se numără și înființarea unui muzeu al satului din Pădure Nime, urmează să fie implementate tot cu finanțare europeană, valoarea totală urmând a depăși 20 de milioane de euro. Aici ne propunem să finalizăm odată tot ce înseamnă reabilitarea castelului, inclusiv turnul Buzdugan, care nu este prins pe acest proiect. Pe urmă, să mobilăm toate încăperile care pot fi vizitate. Un alt proiect este construcția unui parc al muzeului, cum este Muzeul Țăranului Român la București, un muzeu al țăranului din Pădure Nime, da? Un muzeu al satului. Inclusiv un alt proiect, acel parc tematic medieval, este un proiect mai vechi, nu am găsit finanțare, nu am găsit parteneria. De data aceasta, iată că există posibilitatea de finanțare pe fonduri europene. În total sunt 10 proiecte, va fi o valoare foarte mare, cred că undeva peste 20 de milioane de euro, încă nu știm exact, trebuie să vedem când se va finaliza toată documentația, să știm exact care sunt cifrele pe care ne putem baza. Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a explicat necesitatea acestor proiecte care ar urma să pună și mai bine în valoare monumentul medieval, Castelul Corvinilor fiind și unul dintre principalele motoare economice din municipiul de pe malurile Cernei. Dar cu siguranță trebuie început de undeva, așa pe bucățele, rișca la un moment dat să finalizezi și să o iei de la capăt cu ceva care a fost reabilitat mai de mult și care s-a degradat între timp. Da, într-adevăr, este proiectul cu siguranță unul, hai să nu zic cel mai de anvergură, dar cu siguranță unul dintre cele mai importante proiecte pentru municipiul Hunedoara, nu doar pentru că este castelul, dar castelul este și un motor economic al municipiului, să nu uităm în 2019, încasările din vânzarea biletelor, din închirierile spațiilor de la castel au depășit încasările din impozitele și taxele locale ale persoanelor fizice din municipiul Hunedoara. Ca și până acum, când se fac reabilitări și pe perioada în care se vor implementa noile proiecte, Castelul Corvinilor din Hunedoara va rămâne deschis pentru public.